Iar dacă vorbim despre competiții, avem o competiție, asta e adevărat, la capitolul ceea ce punem sub brad. Dacă este să ne referim la ce fac alții prin alte orașe și așa mai departe. Și noi în fiecare an sub brad câte ceva, dar punem. Unii numai prezintă bradul și atât. Dar noi punem lucruri reale sub brad. Am pus trolebuzele, nu? Am pus Valea Morilor, am pus altele. Anul ăsta am pus Bulevardul Ștefan cel Mare, chiar dacă nu e finalizat, chiar este la propriu pus sub brad, dacă ceva, că e schimbat asfaltul în Piața Mare Internațională. Iar mâine o spunem sub brad 25 de milioane de euro. Proiectul de termoizolare a clădirilor, semnarea va avea loc aici la primărie. Și asta doar e prima etapă, prima tranșă. În total vor fi circa 500 de milioane de euro și asta înseamnă, de fapt, renașterea Chișinăului în ansamblu, pentru că fiecare bloc din Chișinău urmează a fi termoizolat. Este proiectul care va aduce adevărata schimbare europeană și pentru fiecare locuitor a Chișinăului. Iată, asta punem sub braț și aici putem face competiție. Mi-a arătat cine a făcut mai mult, nicio problemă, recunoaștem clasamentul. Dar sunt sigur că n-a făcut nimeni. Pentru că totul e monitorizat și totul este calculat. De aceea, haideți să ne bucurăm de atmosferă, să lăsăm la o parte dimensiunile, crengile, încotro să uită, în sus, în jos, și așa mai departe. Înțelegem că sărbătoarea constă în atmosferă și ea poate fi creată de fiecare dintre noi, nu de mărimea bradului pus de primar în piață.